Grup Servicii Petroliere, compania românească specializată în forajul marin în Golful Mexic, Marea Neagră, Mediterană, Marea Nordului, și-a mărit flota cu 3 nave suport. Cu o valoare de 35 de milioane de dolari fiecare, acestea dispun de echipamente moderne de navigație și au fost fabricate în China. Alte 4 nave cu o valoare de 70 de milioane de dolari fiecare sunt comandate de GSP și urmează a fi livrate anul viitor. Planul nostru este să lucreze ca nave suport pentru platforma GSF Development Driller 2, care este la Gigi acum în reconstrucție, începe să lucreze în noiembrie pentru Lukoil Overseas. Celelalte nave care vin vor depinde de proiecte, nu avem clar o zonă de operare, dar unde vor fi proiectele GSF-ului. Cu țintă deosebită Mexic, nordul Rusiei, suport pentru platforma Saturn și cel mai probabil începând cu anul 2015 vom începe operațiunile în Africa de Vest. Fiecare navă are în jur de 20 de oameni echipaj, mulțit cu 3, pentru că sunt practic 3 schimburi, 60 de locuri de muncă per navă și cu cele care vin undeva mergem aproape de peste 200 de noi locuri de muncă. Politica GSP este să lucreze numai cu navigatori români. GSP are în fiecare an programul cadet, în care luăm în jur de 50 de cadeți, cu preponderența absolvenții Academiei Mircea cel Bătrân. Avem 8 platforme de foraj, 15 nave existente în flota astăzi și navele tehnice mari de la construcții marine, încă 5.